Revocarea lui Vlad Voiculescu vine mult prea târziu pentru mulți români. Vine mult prea târziu pentru toți cei care și-au pierdut viața în infernul de la Matei Bal și Victor Babeș. Mult prea târziu pentru morții înhumați dezbrăcați în saci de plastic. Mult prea târziu pentru pacienții evacuați în miez de noapte de la Spitalul Foișor. Demiterea celui mai slab ministru al sănătății din ultimii 30 de ani nu rezolvă însă lucrurile. Guvernul Câțu nu a luat notă de trecere în această perioadă, iar România este în continuare la marginea propastiei. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc după săptămâni de tensiuni în coaliție, însă decizia premierului a venit la o zi după ordinul semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan. Cu toate că demiterea ministrului sănătății a venit atât de târziu, speranța românilor moare ultima ca de fiecare dată. Pandemia care ne urmărește de mai bine de un an a sufocat România, iar cei care ne conduc frumoasa țară se pare că vor să ne omoare pe toți, fără să își asume răspunderea care le aparține. E un lucru bun. S-a gândit în ultima sută de metri. N-a făcut nimic pentru sistemul sanitar. Nici nu se pricepea. Credeți că ar fi mai bine să pice tot guvernul? Nu știu dacă e momentul acum să pice. Cu toate că eu nu îi simpatizez. Dar nu e bine. Că mai intrăm iar în haos. Mă abțin. Nu comentez. Au fost 4 luni în care președintele Iohannis a tăcut, fiind complice, iar Câțu și întreaga coaliție a austerității au protejat ca o cloșcă aceste mizerii pe care guvernul României le-a făcut de-a lungul timpului. Acest ministru se pare că nu este un om cu iubire în suflet față de poporul său, ci un monstru care nu a știut să găsească rezolvări pentru problemele cauzate în sistemul sanitar. Credeți că îndreaptă cineva, numai dacă vine Țepeș la putere? Cineva nu poate să îndrepte România. Credeți că ar fi mai bine dacă ar pica tot acest guvern? Să ducă toți unde s-a dus tata bătrânul. Și așa le transmit. Un om fără suflet, așa poate fi numit fostul ministru al sănătății. În perioada de coordonare a lui Vlad Voiculescu s-au întâmplat mai multe catastrofe decât în ultimii 30 de ani, iar acest lucru ne întristează amarnic. Mehedințenii s-au săturat de acest ministru și consideră că este un om fără cunoștințe în acest domeniu.